acum și mulți ani, în 2019, în 2017, a procedat la organizarea, efectuarea și finalizarea hotărârii pentru alegerea președintelui Consiliului Județean de Bucur. Comisia a constatat următoarea. Au fost prezenți în sală număr de 35 consilieri județeni, au participat la vot un număr de 35 consilieri județeni, voturi valabile estimate 35, voturi anulate 0. Domnul Oprea Alexandru a întrunit voturi pentru 22, împotrivă 13. Domnul Grozavu Ion Gabriel a întrunit voturi pentru 13, împotrivă 22. Din rezultatele prezentate, Comisia constată că a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul consilier județean Oprea Alexandru. Drept pentru care am încheiat astăzi procesul, prezentul proces verbal. Felicitări! Thank you.